Criză de însoțitori de bord în industria aviatică. Companiile aeriene angajează pe bandă rulantă însoțitori de bord, astfel că cererea a devenit mai mare decât oferta. Un începător câștigă cel puțin 1200 de euro pe lună, iar unele companii acceptă și însoțitori de bord care nu au luat bacul. E mai ușor ca niciodată să fii însoțitor de zbor. Companiile aeriene se confruntă cu un deficit de personal fără precedent după pandemie. Au succes tinerii care au o experiență în lucruri cu oamenii, da? Care au lucrat, eu știu, au interacționat mai mult cu ceilalți, care nu sunt neapărat timizi. Cei care vor să-și înceapă cariera în acest domeniu trebuie să știe că vor fi supuși unui examen medical. Cursanții trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 1,57 m pentru fete și 1,65 m minim pentru băieți. Urmează o academie de aviație. Sunt cursuri la școala de aviație acreditate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. În urma acestor cursuri, ei obțin un atestat recunoscut internațional. Din punct de vedere medical, ochelarii nu reprezintă un impediment, fiind admiși și cei cu dioptria de plus sau minus 4. În plus, tinerii care vor să încerce nu trebuie să aibă vreo altă pregătire, cu excepția cursurilor de zbor de la școala de aviație. Se pot angaja la orice companie aeriană din Europa, în primul rând. Într-adevăr, ei trebuie să aibă 18 ani împliniți, să aibă diplomă de BAC sau diplomă de 12 clase.